Ediția a treia așezătorii Vicovenilor s-a încheiat vineri 23 februarie. Timp de 4 zile, Casa de Cultură Laura a fost gazda evenimentului mult așteptat de vicoveni și nu numai. Educație prin tradiție este motoul de la care a pornit șezătoarea, iar cei mai mici dintre participanți au fost încântați de tot ce au învățat. Aici au văzut cum se toarce, cum se țese la război, cum se cos cămășile și au învățat tainele vechilor meșteșuguri. Evenimentul organizat de Asociația Culturală Flori Vicovene în parteneriat cu Primăria orașului Vicovu de Sus și Centrul Cultural Bucovina a devenit o tradiție pentru vicoveni, iar de la an la an organizarea este tot mai minuțioasă. Așadar, în ultima seară, după ce au tors și cusut, peste zi, gospodinele s-au prins în hor alături de toți cei prezenți. Atmosfera a fost întreținută de artiști îndrăgiți precum Diana Lungu, Zinaida Bolonceanu, Marius Găianu, iar la final oaspeți de seamă au fost frații Kindriș din Maramureș. Ei, așadar, ar fi timpul să pornim cea de-a patra seară de șezătoare, pentru că v-ați adunat un număr destul de mare. Așa că bună vreme, dragii mei, fete mândre și flacăi, gospodinii scusâte, tare, frumos, pregătite, dar noi, în Jicov, să știi că e mare veselie. Nevestele sunt gătite, dar și tare pricepute. Una coasă, una țesă, alta toașă la cameșă și împletește cât de dăt întregi în casă când gospodina e aleasă. Șezătoarea de la noi s-a auzit și la voi. Cât Jicovul frumos tare este traiul de sărbătoare, cât îmi plogeți prin nevesti, tăti, prin cameși nevesti. Yeah.